doar câteva zile ne mai despart până când românii sunt chemați să-și aleagă viitorii europarlamentari. Despre cum se prezintă partidele astăzi, cu câteva zile înainte de alegerile europarlamentare, voi discuta cu domnul Victor Ponta, președintele Pro-România. Bună ziua, domnule Victor Ponta, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, mă bucur să ne revedem la SNews. Dar să știți că duminică nu alegem doar cei 32 de europarlamentari. Ar fi fost bine să fie așa. Dacă era așa, discutam despre candidați, proiecte europene. Duminică va fi un vot, cel mai important vot de până acum pentru alegerile, pentru Parlamentul European, pentru că tot ce se decide duminică va avea efect în România. Ați văzut, domnul Dragnea vrea să-și anunțe candidatura la prezidențiale. Noi, cei de la Pro-România, spunem că dacă obținem un scor bun, putem să convingem alți parlamentari din PSD să vină alături de noi să-l schimbăm pe Dragnea de la cameră. În PNL, cu siguranță, scorul va arăta dacă mișcarea Curare și Bogdan a fost bună sau rea. USR Plus probabil că va fi al treilea partid al țării, ceea ce e o mare schimbare. Eu nu votez USR Plus. Băsescu vede și el dacă ajunge Băsescu la joacă practic Bruxelles. Ultima carte, toată viața lui a câștigat totdeauna la mustaț, așa, primăria, președinția. De data aceasta, nu știu, eu zic că nu va trece, dar e o carte, e poate să iasă din scenă. Este un test pentru toate partidele. Deci e mult mai important decât cei 32. Dintre cei 32 vreau să vă spun un lucru pe care îl știu, că am fost de atâtea ori în Parlamentul European, la Bruxelles, ca și în Parlamentul românesc. Nu toți au într-adevăr puterea să impună anumite lucruri. Mulți vor merge, vor vota. Sunt câțiva care au autoritate, care sunt recunoscuți, care sunt sprijiniți, care au relațiile necesare. Și din punctul ăsta de vedere, faptul că la Pro-România prima care merge practic la Parlamentul European este Corina Crețu, fost vicepreședinte al Parlamentului, comisar european, cunoscută de toată lumea și e un mare avantaj. Când vorbește Corina Crețu, când propune ceva, când pune mâna pe telefon și cere o întâlnire cu cineva de la Bruxelles, se va răspunde da. Alții de la candidați necunoscuți, la candidați foarte ciudați, excentrici, care n-au nicio legătură cu ideea europeană. E și asta o problemă, însă, evident, să nu ne ascundem după degete. Rezultatul de pe 26 mai de duminică va schimba foarte mult pe scena politică românească și din acest motiv îmi doresc foarte mult cât mai mulți oameni să vină la vot, pentru că după aceea se vor plânge că nu le place ce s-a întâmplat. Dar dacă stau acasă, nu pot să schimbe. Cum a fost această campanie pentru Pro-România? Iată un partid nou înființat la primul test. Vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit până acum de faptul că n-am huiduit pe nimeni, nu ne-a huiduit nimeni. Ați scăpat. Da, am mers pe stradă, n-am avut niciodată nevoie nici de jandarmi, nici să ne păzească cineva. Mulți oameni, sigur, unii nu ne-au băgat în seamă sau ne-au zis, domnule, nu vrem să politicieni în general. Alții, foarte mulți, ne-au zis, dați-l jos pe Dragnea, faceți orice. Am vorbit mult cu pesediști, cu oameni mai în vârstă, oameni mai tineri, care sigur mă întrebau, da, de ce ați plecat de la PSD, dar de ce, ce facem, vă întoarceți, îl dați jos pe Dragnea? A fost, pentru noi a fost o campanie civilizată. Sper să se termine așa, pentru că mâine avem ultima întâlnire, ultima acțiune de campanie chiar la Târgoviște. Și am înțeles, mi-au zis cei de acolo, că vă dați seama, toți pesediștii vorbesc cu mine în continuare, că doamna Rovana Plumb a vorbit cu niște oameni să-i aducă, să ne huide. Sper ca Rovana să nu facă măgăria asta, pentru că totuși adică atâția ani... Adică pregătesc o contramanifestație? Da, nu ni s-a întâmplat până acum, dar probabil din cauza incidentelor pe care ei le-au avut, știți că la Târgoviște s-a intrat cu parolă, s-a blocat orașul când a fost Dragnea acolo, s-au gândit cumva să facă și ei un incident, să aducă oamenii care au vorbit să-i aducă să strige la noi, ne-au spus nouă. Și sper și cred că Rovana să nu facă măgăria asta, că totuși nu se face așa ceva. Las la o parte faptul că am avut un rol în promovarea ei ca ministru și că acum, sigur, e la Dragnea, e dreptul ei. Dar sper să terminăm campania așa cum a fost tot timpul pentru Pro-România, civilizată, decentă. Am avut și ce să spunem. Eu am vorbit despre absorpția fondurilor europene în perioada guvernării pe care am condus-o, despre relația cu Uniunea Europeană, despre relațiile pe care le-am și azi cu liderii social-democrați cu care vorbesc. Eu am vorbit cu domnul Timmermans, cu domnul Stanișev, cu domnul Bulman. Corina a avut ce să spună despre proiecte și a avut ce să spună despre ce am făcut, dar mai ales a avut ce să spună despre faptul că avem doar 20% din fondurile europene absorbite și 80% din bani stau la Bruxelles și noi luăm.
Am vorbit despre teme europene, însă evident și temele naționale sunt importante. Și aici sigur că ceea ce încerc să vorbesc, în special cu foștii mei colegi pesediști, este dacă ei realizează că au ajuns în ceasul al 13-lea. Nu mai e o chestie așa, domnule, îmi vedea peste 6 luni, peste un an, peste... Nu, domnule, luni există această posibilitate, din punctul meu de vedere, cu un grad de probabilitate mai mare de 50%, ca din sediu PSD, din Chiselev, faimosul sediu istoric, da, pe care îl știe toată lumea, să ciocăne la ușă niște polițiști, să zic că am venit să luăm pe președintele partidului să execute pedeapsa. Cum poți să te pui în situația asta? Eu am demisionat în 2015 când am fost acuzat de ceva, nici vorba de condamnare, nici vorba de apel, tocmai pentru că le-am zis, ia chipuiți-vă că eu de la sediu de la PSD, din biroul de președinte, vă spun, trebuie să mă duc la tribunal să mă judec. Nu se poate așa ceva, pentru că lumea va pune semnul egal între problemele mele personale și ale partidului. Dar ei au ajuns, l-au ținut pe Dragnea, condamnat, l-au ținut și în apel. Au ajuns luni, practic, repet, în alta curte poate să dea decizia. Toți spun, nu se poate. Dom'le, așa a zis și Nicușor Constantinescu, nu se poate. Așa a zis și Radu Mazăre, că nu se poate. Așa au zis, ba, se poate. Nu trebuie să te pui în situația asta, e o nebunie. Și colac peste pupăză ca să aruncăm tot în aer, luni se așteaptă sentința și duminică domnul Dragnea anunță candidatura la prezidențiale. Și dacă anunță duminică și luni îl condamnă, ce face PSD? Anunță candidatul. Va candida Dragnea, credeți? Bineînțeles că el va candida. Sau mai bine și mai zis... ce facem cu domnul Tăricianu? Că tot da, e domnul, pregătit de ceva domnul vreme. Domnul Tăricianu, dacă ați avea așa un caricaturist aici să facă o caricatură sugestivă, face parte dintr-un șir lung de oameni care stau, au fost în barcă cu Dragnea și stau și aruncă din barcă. Eu sunt unul dintre ei. Grindeanu, Tudose, Țuțuianu, Neacșu, Gabriela Firea, e și Tăricianu la rând. Știți cum, dacă n-a învățat nimic din cum ne-a aruncat pe noi din barcă, o să-l arunce și pe el. Nu asta e problema. Problema este că e o presiune insuportabilă, nu a mai existat așa și ceva în România. Cum adică tu știi că luni ai decizia, nu că ai proces, ai decizia. Și duminică ai ajuns la prezidențiale și le spui la judecător să nu îndrăzniți luni să mă condamnați, că eu sunt candidat. Unde scrie chestia asta? Credeți că e o tactică aici? Este evident, nu e o tactică. Este ultimul glonț pe care îl are Dragnea să-i sperie pe judecător să le spună, vedeți, eu mi-am anunțat candidatura, dacă mâine mă condamnați, statul înseamnă paralel că este statul vină. Paralel, că nu știu ce. Știți cum? Dragnea întotdeauna citește o carte doar la jumate, nu o citește, sau vede un film doar pe jumate. Că a văzut Narcos cu Pablo Escobar, care bagă pe toți, îi face, îi controlează. N-a văzut finalul, în care până la urmă orice stat își impune legea asupra unui individ care crede că e deasupra legii. La fel ar fi trebuit țara în care se simte atât de bine și în care a investit atât de mult în Brazilia, să vadă că acolo în 2018, acum un an dacă nu mă înșel, a fost un caz similar. Fostul președinte Lula avea un dosar penal de corupție și a anunțat candidatura, spre deosebire de Dragnea, era chiar pe primul loc în sondaje, nu era pe ultimul loc. A fost condamnat și este în închisoare acum. Deci tactica asta cu ți anunț candidatura ca să-i sperii pe judecători și e ceva, e o nebunie din punctul meu de vedere. Nu poți să-i arunci pe toți în aer, arunci PSD-ul, arunci guvernul. Ați văzut amenințările la adresa doamnei Dăncilă. Să nu uite de ce a fost pus acolo și cine a pus-o. Parcă revăd filmul cu Grindeanu și cu Tudose. Ca să concluzionez, eu cred că luni seară PSD-ul se va face țăndări. Și atunci, cu atât mai mult mă bucur că am făcut Pro-România ca să salvăm, știți, Titanicul nu-l putem salva. Dar cât mai mulți oameni buni și cât ideea de social-democrație și practic de stânga să... Practic să preluați PSD-ul? Nu, sau... nu poate fi preluat în acest moment la gradul la care... Dar pot să preiau foarte mulți oameni, pot să preiau primari. Am fost ieri la Slobozia, primarul municipiului, reședință de județ, un om tânăr, 40 ceva de ani, a fost cu mine la tineret, vă dați seama. Și a venit, a zis, domnule, veni la Pro-România, că nu, cum să mă duc eu pe stradă acum să le spun oamenilor că sunt cu Dragnea și cu Dăncilă. Sunt oameni care trebuie. Ideea, da, eu cred că România are nevoie și de social-democrație și de o forță de stânga. Uitați-vă, în Polonia au avut social-democrații un lider tot așa ca Dragnea, s-au făcut praf. Și au rămas să se lupte doar partidele de dreapta. În Ungaria la fel. Domnul Orban se luptă cu Iobicu. Numai socialiștii, din păcate, nu există.
Pro-România vreau să salvăm, să luăm bucățelele, le lipim, ne pregătim și păstrăm un echilibru pe o scenă politică democratică. Da, dacă va fi achitat, există și posibilitatea aceasta să fie achitat Liviu Dragnea luni? Va fi un candidat, un contracandidat puternic pentru Iohannis din punctul dumneavoastră de vedere? Nu, pentru că, nu, cu siguranță dacă va fi achitat, cu atât mai mult va candida și oricum va pierde. Pentru că impopularitatea domnului Dragnea nu este legată doar de acest dosar. Este legată de foarte multe lucruri, de bogăția lui, de aroganță, de modul în care a dat afară și a pus oameni, de oamenii pe care i-a promovat. Nu va deveni mai popular Dragnea. Probabil că, sigur, se va victimiza. Dar eu am fost achitat, da? N-am devenit mai popular că am fost achitat. Cei care mă votează, mă votează pentru ce am făcut ca prim-ministru sau ce vreau să fac în continuare. Ideea este însă următoarea. Un partid, o țară, nu poți să o joci așa ca la ruletă. Dacă pică pe roșu, bine, dacă pică pe negru, asta e, se distruge tot. În mod normal, Dragnea, dacă avea o fărâmă de responsabilitate, zicea, oameni buni, eu demisionez, sunt simplu membru, aștept decizia. Dacă decizia este rea, asta e, mă duc, execut pedepsa. Dacă decizia este bună, dumneavoastră, PSD-iștii, probabil că veți veni și veți zice, domnul Dragnea, veniți înapoi și fiți alături de noi. Dar să stai să aștepți, repet, și ce se întâmplă dacă e achitat, știm, dar dacă e condamnat, vedeți polițiștii doamnei Carmen Dan mergând la sediu PSD? Sau mai rău, am văzut pe domnul Dragnea ieri că nu mai stă la sediu PSD, stă lângă Camera Deputaților. Eu sunt deputat. Cum vă dați seama că o să fie prima știre pe toate televiziunile din această lume? Cum din birou de la Camera Deputaților este șeful luat Camerei președintele Deputaților. Camerei Deputaților este luat de polițiști să execute pedeapsa și după aceea spunem că alții ne vor rău nouă? Păi nu ne face nimeni vreodată vreun rău cât ne facem noi. Dumneavoastră, dacă ați fi orice altă naționalitate și vă uitați la televizor și domnule, în România președintele Parlamentului e luat de polițiști din birou și dus la închisoare, ce ați crede despre țara aia? Că, nu? Deci cine ne face rău, noi sau alții? Despre asta e vorba. Nu cred că trebuia, sau probabil a sperat că o să tragă de timp, că o să obțină amânări, că se... Dar dacă nu le-a obținut... Ați văzut interviul cu domnul Liviu Dragnea? Da. Cum vi s-a părut? Este speriat? Este exact interviul, dacă vă uitați pe YouTube, cu indivizii care și-au pus o centură așa cu dinamită, stau cu detonatorul în mână și anunță. Dacă vă atingeți de mine, mă arunc în aer, vă omor pe toți. Asta mi-a creat mie și ochii și expresia. Deci el zice, dom'le, duminică eu mă arunc în aer. Și vă muriți toți cu mine acum. Aveți grijă ce să facă judecătorii? Să vină duminică la sediu PSD să zică, domnul Dragnea, iertați-ne, mâine vă achităm? Cum? Adică am vrea să trăim într-o asemenea țară în care judecătorii spun, nu se poate, uite, se supără domnul Dragnea, e candidat, hai să... Dincolo de asta, aici nu vorbim totuși de un proces care, uite, a început azi și hai să vedem ce se întâmplă. A fost condamnat. Știe toată lumea despre ce e vorba. Că nu e un proces foarte important. Și Jacques Chirac, președintele Franței, a fost condamnat pentru același lucru. Că a angajat la primărie niște oameni care lucrau la partid. Deci nu e o chestie extraordinară. Au recunoscut oamenii aia. Deci ce face instanța? Îi condamnă pe oamenii aia pentru recunoaștere mincinoasă sau ce? Deci nu vorbim aici de o chestie, hai că o vedea peste un an, doi, cinci. Aici vorbim despre faptul că se întâmplă luni. Și tu, în loc să te dai deoparte și să dezamorsezi situația, tu pui gaz pe foc și zici, eu duminică anunț. Ce se întâmplă cu Tăriceanu? Îl doare în cot. Ce scrie în statutul PSD, cum se desemnează candidatul la prezidențiale, că trebuie, cu proceduri, cu congres. Nu mai contează, aparent. Îl doare în cot de statutul PSD și de PSD-iști. Ce zic, nu știu, primarii sau... consilierii PSD, i-a întrebat cineva, ei o să stea toți duminică seară să uită la televizor să vadă dacă și anunță Dragnea candidatura. Dar i-a întrebat cineva pe ei dacă sunt de acord, dacă susțin, dacă nu susțin. Măcar, cum să vă spun, și la Partidul Comunist. Candidat Ceaușescu, dar domnul teoretic... Domnul Liviu Dragnea zice că i s-a cerut din teritoriu să candideze, că pe unde a fost... Ok, deci avem o adunare, nu știu, un comitet orășenesc, la Telorman, organizația de partid Telorman zice, vă propunem. Nu avem așa ceva, nimeni nu știe de fapt că el n-a zis ce anunță. Toți ne dăm cu presupusul. Problema e următoarea.
în toată această nebunie, că e o nebunie, e Game of Thrones de România, clar. Doamna Dăncilă așteaptă luni să-l execute pe domnul Dragnea. Domnul Dragnea a anunțat deja că urmează să o execute pe Dăncilă, i-a zis. I-a dat un avertisment. Nu, acum e direct, a scos deja cuțitul. Urmează să vadă luni cine pe cine. Iohannis, s-a pus și el, nu mai e președinte, e șef de partid, se duce în campanie, deci nu mai avem nici chestia. A început campania pentru prezidențiale. În timpul ăsta știți ce se întâmplă? A fost o știre pe care n-a mai avea nimeni timp de ea. Tot ce s-a împrumutat Ministerul de Finanțe săptămâna asta cu titluri de stat, toți banii a folosit ca să plătească datorile de anul trecut. Deci deja nu mai sunt că și a banii pentru salarii și pensii. Sunt împrumuturi pentru datorile. Deci vă dați seama că am intrat într-o groapă uriașă în care tot săpăm, în care ne împrumutăm în fiecare zi, în care fonduri europene nu luăm, în care cresc importurile în fiecare zi, în care nu susținem producția internă, țipăm că ne otrăvesc străinii legumele. Păi ajută-i pe producătorii români, nu țipa, că nu se întâmplă nimic, din potrivă. O să mâncăm și mai multe legume dacă tu nu sprijini. Deci va veni o notă de plată. Eu trăiesc sentimentul anului 2009, când era tot așa campanie. Au fost chiar și europarlamentare și prezidențiale. Toată lumea era în campanie, toată lumea l-a acuzat pe celălalt, Băsescu pe Joană, Joană pe Băsescu, noi de la PSD pe PDL, PDL-ul pe noi. S-au terminat alegerile. Dom'le, și a venit nota de plată. Și cred că dacă cineva uita nota de plată din 2010, înseamnă că o să o pățim din nou. În aceeași zi cu alegerile va avea loc și referendumul pe justiție. Da. România va susține din declarații. Eu am zis că eu mă duc la vot, votez evident pentru Parlamentul European lista Pro-România și o să cer și buletinul, o să și votez da. Nu cred că e ceva ilegal să spun că votez la referendum. În același timp însă sunt suficient de experimentat, ca să vă spun așa, să spun că o idee bună cu referendumul se va termina probabil prost, pentru că nu a fost bine pusă în practică. La ce mă refer? Chestia cu două întrebări, două buletine și așa e încurcat pe oameni. Trebuia să fie o singură întrebare, să zici, ăsta e buletinul pentru Parlamentul European, ăsta e buletinul pentru referendum. Deja când sunt trei, pe foarte mulți oameni e încurcat. Doi, eu sunt și jurist, sunt și deputat și înțeleg întrebările domnului Iohannis, care sunt foarte complicate. Dar dacă nu ai făcut facultatea de drept, nu faci politică și nu înțelegi nimic din ele. Deci cum e cu ordonanțe de urgență, simple, proiecte de lege, amnistii, grație, n-a înțeles nimeni nimic. Dacă domnul Iohannis nu era așa încăpățânat, cum e de obicei, și a ascultat de cei care l-au sfătuit de bine, și anume, să pună o întrebare pe care o înțelege orice om, cu 4 clase, cu 10, cu facultate, de la țară, de la oraș, care întrebare trebuie să fie așa? Sunteți de acord ca cei condamnați penal de un judecător să nu mai ocupe funcții publice, președinte, ministru, deputat, senator, da sau nu? Vă anunț că dacă pune această întrebare și pesediștii votau da. Că și pesediștii spun, da, domnule, unul condamnat, nu vorbesc de Dragnea sau Codrin, vorbesc de pesedist obișnuit. Ar fi zis da, pune ștampila da. Așa când ai pus două întrebări complicate, că eu cred că nu va trece, pentru că oamenii nu înțeleg întrebarea, pentru că nu simt miza. Aia era o miză clară. Deci, domne, cine e condamnatul care ocupă funcții publice? Dragnea. Ok, mă duc și votez contra lui Dragnea. Dacă așa n-am înțeles cu ordonanțe, cu nu știu ce, cu amnistii, dar pentru ce? Și cred că dacă nu trece acest referendum, domnul Dragnea o să folosească exact explicația domnului Băsescu din 2012. Știți ce a zis? Domne, toți care au stat acasă erau de acord cu mine. Sigur că e o demagogică, dar e simplă. O să spună câți au venit la referendum. 27%. Înseamnă că 73% sunt de acord cu mine că nu vor lupta anticorupție. Ceea ce e greșit, dar... Deci să ne așteptăm luni dimineață la ordonanțe de urgență? La... Aici e marea problemă a lui Dragnea. Pe justiție? Aici e marea problemă a lui Dragnea. Că în sfârșit, așa, când nu se mai aștepta nimeni, doamna Dăncilă și cu doamna Bircel, care e acum la justiție, dom'le, n-au vrut și nu cred că vor vrea să semneze. Am auzit și scenariul acesta tot din PSD. Că luni dimineață după alegeri dau ordonanță pe justiție și scapă Dragnea. Eu nu cred că Dăncilă și Bircel vor fi de acord practic să intre ele în morișca sau în, cum vreți să-i spuneți, în prăpastia și gura publicului pentru Dragnea.
Tocmai de asta gestul cu anunțarea candidaturii la prezidențiale e un gest forțat, grăbit, dar un gest de disperare. Dacă Dragnea știa, doamne, stați liniștiți că luni dimineață se strânge guvernul și se dă ordonanța și luni seară mă duc la înalta curte, zic poftiți ordonanța, la revedere, nu mai puteți condamna. Dar eu nu cred că doamna Dăncilă și doamna Bircea vor da această ordonanță. Și atunci e clar că, pe de o parte, cu anunțul la prezidențiale vrea să-i sperie pe judecători, pe de altă parte e foarte clar că de luni începe războiul cu Dăncilă, clar, și cu Bircea și cu cei care nu au fost de acord. Armele, să zic, sunt pregătite, deja le știm. Domnul Pielea nu va anunța la exit poll că PSD-ul are 50%, 70%, 100%, nu contează. Că după aceea știți cum, de obicei greșesc exit poll-urile. Acum se mai greșește. PSD-ul mereu câștiga duminica la exit poll și pierdea luni dimineață. Am pățit-o, mă rog, eu mai puțin, dar domnul Joan a și fost președinte, nu? O noapte. Deci nu e, nu pot să te super. Dom'le, așa mi-a ieșit la exit poll. Scuze, am greșit. Ce să faceți? În schimb, domnul Dragnea o să ia datele de la exit poll-ul domnului Pieleanu, date evident la Antena 3, unde în altă parte, și o să zic că vedeți, 70% din popor, 50% e cu mine. Deci simt nevoia să candidez. Și voi, judecătorilor, mâine să aveți grijă și tu, Dăncilă, de mâine mă ocup și de tine. Acum problema este, există un antidot la tot acest scenariu pe care îl știm toți. Antidotul este ca pe 26 totuși să lase oamenii și terasa cu bere și grătarul și să meargă 10 minute până la secția de vot. Nu trebuie să te duci, știți bine, se votează în toată țara, chiar dacă ești la Brașov, la Constanța, unde îi fi, și să voteze atât de mult împotriva lui Dragnea, încât nici 7 exit poll-uri să nu mai poată să-l mai spele. Altfel însă vom rămâne așa tot în Game of Thrones și nu va fi foarte rău pentru România. Pro-România s-a gândit la un candidat pentru președinție? Da. Nu doar că ne-am gândit. Aveți un nume? Am două sau trei nume, că nu cred în candidați pe care îi scoți așa până ultimele trei luni, că oamenii cât de cât trebuie să-i cunoască. Dumneavoastră stați unul dintre ele? Eu cu siguranță nu voi candida în 2019, pentru că încă am de digerat frângerea din 2014. Trebuie să înțeleg că am tot ce am greșit și de aceea spun mereu, poate candidez în 2024 să fim sănătoși. Timpul, într-un fel, e de partea mea. Nu era. M-am grăbit în 2014 și n-aș vrea să mă grăbesc a doua oară. Plus că încă mai îmi doresc și cred că pot să fac ceva în zona executivă. Toți cei care și PSD-iștii spun că am fost bun ca prim-ministru și adversarii zic, da, domne, nu l-am votat, că era arogant, că era PSD-ist, că nu știu ce, dar prim-ministru bun. În schimb, sunt doi sau trei oameni în Pro-România cu care chiar m-aș mândri să fac campanie la prezidențiale. Sigur că e foarte greu cu un partid mic, chiar dacă o să luăm 10%, tot ești încă un partid mic. N-ai primari, n-ai consilieri, n-ai toate structurile necesare. Dar trebuie să existe un candidat de centru-stânga. De în centru-dreapta va fi domnul Iohannis, va fi domnul Tăricianu, nu știu, dacă mai candidează domnul Cioloș, habar nu. Doamna Chiove și poate că am mai auzit și varianta e asta. E posibil. În partea stângă nu va fi nimeni, pentru că Dragnea nu e un candidat de stânga. Dragnea, după cum ați văzut și în interviul de ieri și în toate discursurile, e practic un Vadim Tudor cu structuri. Nu, vorbesc serios, nu e de râs. El a și promovat toate discuțiile sau temele pe care le promovează Victor Orban, pe care le promovează Salvini, pe care le promovează Marine Le Pen. S-a și definit. A fost o întrebare. Îl are și pe domnul Codrin Ștefănescu lângă. Ok, deci are Olguța, vorba aia, oameni da. Care în 2000 erau lângă Vadim, nu? Dar e clar că el va candida de pe o platformă ultranaționalistă, anti-europeană, iliberală. Și atunci rămâne un spațiu mare. Eu cred că în continuare sunt destui oameni în această țară care spun, mai nu sunt de dreapta, dar nu sunt nici ultranaționalist, anti-european ca Dragnea. Și atunci candidatul nostru va fi, sau candidata noastră, candidatul nostru va fi o personalitate destul de cunoscută, pro-europeană, dar discutăm evident după 26, pentru că vedeți, niciodată până acum în 30 de ani, în dreapta s-au tot făcut partide, au tot apărut, s-au luptat, sau în stânga nimeni n-a reușit să lupte cu mastodontul PSD. Dacă noi reușim pe 26 mai, înseamnă că dăm o speranță că se poate face un partid de centru-stânga curat, inteligent, smart, pentru viitor.
dacă rămânem tot la PSD-ul actual, l-ar susține pro-România pe Tăriceanu la președinție? În primul tur vreau să avem candidatul nostru. Dacă în turul 2, nu știu, ajung Iohannis cu Tăriceanu, evident, natural. Adică nu i-am întrebat pe colegii mei, dar eu evident că l-aș susține pe domnul Tăriceanu. Însă nu cred că va ajunge în turul 2 domnul Tăriceanu, pentru că aparatul lui Dragnea, aparatul de politic, e mult mai puternic, indiferent cât e de impopular Dragnea, va lua mai multe voturi decât Tăriceanu. Spuneați mai devreme că încă purtați discuții cu socialdemocrați. Câți dintre ei sunt bucuroși, așa, dacă Liviu Dragnea ar fi un candidat, candidatul PSD-ului la prim? Niciunul. Toți mi-au spus, domnule, e nebun, cum să candideze? Că luăm o bătaie îngrozitoare, ne ia lumea cu... sunt conștienți de o eventuală înfrângere. Nu, toți îmi spun mie, hai nu, că nu o să candideze. Probabil că nu o să candideze. Să-l susținem pe Tăriceanu sau pe altcineva, sau să ne împăcăm cu pro-România, sau... Și le-a zis, domnule, nu vă puteți împăca cu pro-România, cât e Dragnea acolo, nu înțelegeți. Păi da, dar pleacă, lasă că pleacă. Hai, nu mai ziceți de PSD să... La fel cu Tăriceanu. Nu, toată lumea e pur și simplu șocată de ideea că trebuie să meargă în toamnă să zică Liviu Dragnea președinte. Știți care va fi răspunsul? Nu pot să-l spun, chiar dacă n-aveți CNA, dar este cel mai cunoscut răspuns. Parola. Știți că ai nevoie de parolă ca să intri în orașe? În oriunde vă duceți. Am văzut astăzi de dimineață un reportaj făcut chiar în județul Telorma, la intrare pe plăcuță, era parola aceeași pe care au pus-o pe plăcuțele de la mașină, pe care o spun oamenii la mitinguri. Cum să te duci să faci campanie? Haideți că 2014 cu Puie, Monta, cu era așa, acum e ură directă, nu mai este doar adversitate. Va dezbina PSD-ul anunțul lui Dragnea de duminică seara? Vă așteptați la eventuale demisii? Cu siguranță există o ruptură uriașă între grupul de la conducere, care sunt toți loialii lui Dragnea, mă rog, loiali până luni seară, că după aia vor trece toți în barca Vioricăi Dăncilă, și cei din teritoriu pe care, probabil ați văzut în această campanie, n-au ieșit pe străzi, n-au mers, n-au, dincolo de mitingurile alea aberante în care i-a dus oameni cu autobuze, nu știau de ce vin, nu merg pe stradă, nu fac campanie. Și de fapt problema lui Dragnea tocmai asta este, că el nu poate să iasă pe stradă. A ieșit Dăncilă pe stradă la manifestări și a zis, a fost și ea huiduită mai mult din cauza lui Dragnea, dar nu prea a știut unde e, dar mă rog, pune doar a Suceava tot acolo, da, dar e marea frustrare a lui Dragnea, el nu poate să iasă pe stradă. Nu poate să meargă peste tot, oriunde ar merge și unde organizați cu jandarmi, problemele sunt acelea. Și atunci te ascunzi, te bagi pe la nu știu ce cabană din munți, unde nu știu oamenii că ești, te baricadezi la tine în birou, la Camera Deputaților. Ce lider vrei să fii dacă nu poți să ieși, cum i-a zis tu, Dose? Ia-o, Irina, și mergeți la mall dacă vrei să vezi ce popular ești. Vă închipuiți că se poate chestia asta? Noi toți știm că nu. Da, vom vedea ce surprize ne va aduce ziua Esențial de duminică. Esențial să le ziceți la oameni că 26 mai e singura zi în care ei sunt mai puternici decât politicienii, decât Dragnea, decât Iohannis, decât Ponta, decât Orban, decât toți. Cu condiția să vrea să-și exercite puterea. Și indiferent de opțiune să iasă la vot, indiferent de opțiune, dar să nu-l voteze pe Dragnea. Drept. Domnule Victor Ponta, eu vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și ne vedem după campanie. Să discutăm rezultatele. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.